Bună ziua, bun găsit la Closing Bell, Claudiu Cazacu sunt, mă bucur să ne auzim. Este un moment bun pentru moneda americană. Dolarul s-a întărit față de euro și cred că este o recunoaștere, în primul rând, a lucrurilor spuse de către Stanley Fisher peste weekend și nu neapărat de un element. Uh, negativ vis-a-vis -vis de uh, moneda unică europeană. Însă e normal să existe o părere de uh, o perioadă de recunoaștere, de reajustare, de re reconectare la piață după sărbători. Cred că uh, mulți dintre noi au, uh, au avut uh, astăzi acest sentiment dacă a fost prima zi de muncă sau uh, îl vor avea în perioada următoare dacă vor, vor reveni abia atunci la, la birou sau la locul de muncă. Există deci o anumită adaptare la informație și cred că această adaptare poate fi creditată cu deprecierea EuroSD. Aș spune că e în primul rând vorba de 3 americani care au început să fie activi și uh, au privit într-o fracțiune de secundă la tot ce s-a întâmplat, inclusiv la situația din, uh, din China și au zis că poate este mai bine să fie prudenți. Iar prudența se manifestă inclusiv printr-o apreciere a dolarului american. Mult mai interesantă este situația din piețele de capital, dar ajungem în curând. Uh, o întrebare de corelare între... DAX și EUROSD. EUROSD la 3% față de minime, dar DAX la 18% față de maxime. Haideți să vedem. În ultima oră, piața europeană a avut de pierdut, în timp ce ce s-a întâmplat cu indicele german, a existat o revenire, dar lucrurile au au coborât. Deci putem spune că există o disipare a corelării puternice anterioare, dar nu neapărat o dispariție. A existat un efect pozitiv al, al deprecierii euro. Motivul, e de fapt o serie de motive, dar un, cel mai important cred că este motorul care a dus la depreciere în piețele de... Uh, capital, Și anume situația din China. Deci nu avem piețe de capital în Europa sau în Statele Unite care să fie dominate acum de tema valutară, a competitivității în creștere sau în scădere, în funcție de cum oscilează euro, ci sunt dominate de uh, gândul că poate China va uh, frâna atât de abrupt încât ar putea pune în pericol revenirea globală. Există un scenariu foarte pesimist pentru 2016, ce care spune chiar că vom ajunge la recesiune globală. Deci, astfel de temeri sunt cele care uh, uh, care preocupă. Această situație uh, cred că se va menține și uh, uh, vom avea doar episodice corelări între uh, EuroSD și uh, piața de capital german, cel puțin pentru o vreme. Bun, revenind la EUROSD, avem date interesante astăzi la 5 fără un sfert, final manufacturing PMI și la 5 mai ales ASM manufacturing PMI, 49,1 puncte, așteptat în creștere de la 48,6 anterior. 1,08,30 nivel de suport, apoi 1,08 și mai jos 1,07,60, cred că... Uh, Undeva, poate nu la 1.08.30, dar undeva în zona 1.08 ar fi șanse pentru stabilizare și redefinirea unui uh, interval de evoluție. Uh, interval care, uh, discutam la daily briefing, este între uh, 1.08 și 1.10.30, uh, dacă vorbim în termeni largi. Cu alte cuvinte, potențial descendent, dacă mai există, este unul destul de restrâns. Dacă sparge 1.0830, m-aș aștepta ca 1.08 să reziste. Rezistența ar fi 1.0865, 1.0883, 1.0919. Nu văd argumente pentru a abandona intervalul deocamdată. Marea Britanie a avut așteptări poate prea ridicate pentru datele din uh, sfera industriei și a creditării nete. Manufacturing PMI uh, în uh, creștere la uh, în ce scuze, scădere la 51,9 puncte, o dezamăgire. Mă uitam la acest grafic. Uh, creditarea uh, pentru persoane fizice a fost în creștere, însă și piețele parcă au, uh, au, așteptat. Uh, vă mai uitați atunci că nu era o scădere importantă. Tendința de, de apreciere s-a menținut -o, o vreme. Uh, au așteptat însă pentru, uh, pentru o scurtă perioadă, fiindcă la urma urmei mă uit la masă monetară în 4 și la manufacturing PMI, datele nu sunt bune. Creditele ipotecare aprobate a fost exact la valoarea așteptată și la valo valoarea anterioară. Uh, vânzările ulterioare uh, poate a fost un pic exagerate de o lichiditate bunescă încă sub medie, uh, așa cum și uh, nivelul de lichiditate mai restrâns s a permis o apreciere inițială. Piața la fel de bine a coborât ulterior. Există o tendință descendentă, există și un sprijin pentru dolar din partea traderilor americani, care cred că ne poate duce mai jos, dar în linii mari nu văd argumente pentru a abandona intervalul actual. Există un suport undeva pe la 1.47.15, un altul la 1.47 și un altul la 1.46.90. Rezistența ar fi 1.47.56, 1.48 și 1.48.12. Bun. Referitor la uh, ceea ce uh, citesc aici ca și observație, Euro ar fi scăzut inclusiv din partea datelor de inflație din, din Germania, publicate astăzi, date slabe minus 0,1% față de 0,2%. Este un element negativ, într-adevăr, dar bănuiesc că nu este cauza principală și acesta ipoteza aceasta este întărită și de evoluția GBP-USD. Haideți să ne uităm la uh, dolar-yen. Uh, aici a existat o perioadă de agitație și apoi iar și După amiază a dus o întărire a dolarului american. Deci cred că acesta este driverul, USD-ul, și nu uh, ce s-a întâmplat în Europa sau chiar datele din Marea Britanie. 119.40 rezistență, pe termen scurt piața n-ar trebui să meargă foarte agresiv în sens ascendent, dar dacă depășim palierul respectiv, ne uităm la 119.53 și 119.60, ulterior chiar 119.92. Suportul ar fi la 119 și 118.82. Aș aștepta să existe un range și ulterior o șansă de poziționare ascendentă. Petrolul WTI în range, dar încă destul de lent, Brentul se distanțează. Vom vedea însă ce se întâmplă în perioada următoare, misterul uh, poate fi păstrat pentru o vreme. Cred că uh, pentru WTI însă, în sine și nu în termeni relativ vis-a-vis -vis de, de Brent, poate exista o anumită oboseală pe parcursul acestei sesiuni, uh, însemnând că s-ar putea simți mai confortabil în apropierea lui 37. Totuși, în una, două sesiuni, nu m-ar surprinde să depășim 38.02. Iar dacă o facem chiar în această seară, putem avea în vedere nivelul de la 38.50, ulterior 39 și 39.50. Suportul ar fi 36.38, 36 și 35.81. Mergem la aur, 1080, pragul inițial. Evoluția de pe aur. Nu se leagă cu un dolar mai puternic, ține, bănuiesc, de tratamentul în piața metalelor prețioase, un tratament pe care l-am văzut similar și pe argint, al situației din Orientul Mijlociu, care devine din nou mai periculoasă din moment ce alte state. Uh, s-au uh, alăturat uh, Arabiei Saudite în, uh, într-o atitudine uh, de controversă cu Iranul. Pentru moment, 1080 oferă o rezistență destul de importantă, iar uh, depășirea acestui prag nu este iminentă. Totuși, uh, stilul în care am, uh, am crescut și cred că în. Cel mult o oră ne vom seama dacă entuziasmul se menține și în seziunea americană, dar poziționarea actuală nu exclude o depășire temporară a lui 1080. Peste acesta, nivelul de 1084, apoi 1087 și ulterior 1090 sunt relevante. Suportul ar fi 1074, 1068 și apoi 1062. Ajungem la piața de capital germană mixul acesta de date este perfect incert. Am avut o tentativă de piercing pattern nereușită, apoi o umbră superioară lungă și acum o anulare a acestei recente indicații slabe printr-o modestă apreciere. Spuneam de dimineață că m-aș aștepta să existe un, un minim relativ curând. Iată că am coborât sub 306, Deja, ștafeta va fi preluată de Statele Unite de Piața Americană. Cred că există riscuri pe termen mediu, dar pe termen scurt m-ar surprinde o scădere mult mai puternică decât ceea ce am văzut. Poate că, la limită, am testat un 237 și am, am alunecat temporar sub acesta. Cred însă, că există argumente ca piața să se oprească înainte de zona 138. Uh, situația este binară. Dacă vom uh, vedea uh, o spargere a minimelor anterioare, uh, o alunecare sub uh, 10.100, de exemplu, am putea uh, constata că sesiunea va fi una foarte, foarte slabă în Statele Unite. Dar, până în alta, acest scenariu este doar alternativ și cred eu chiar la oarece distanță. Nu m-ar surprinde deloc ca piața să meargă direct în sens ascendent și peste 330 să atingă un 380 sau chiar 400-420, însă, în cazul în care mai alunecăm să existe o limitare undeva spre 237 și de acolo să apară o revenire bună parte din elementele negative cred că sunt integrate deja. La fel și în cazul pieței americane. Suntem la 17.000 de puncte, dar ziceam că 16.950 ar fi mai util. Vânzările care corectează entuziasmul pre-sărbători s-au petrecut deja. Nu spun că nu există potențial descendent pe termen mediu, doar că lucrurile se pot, se pot reorienta în scurtă vreme, pentru o creștere. 17.100 ar fi primul prag, 171 al doilea și apoi undeva spre 250. Dacă mergem sub 950, 16.950, intră ei, ne uităm la 914 și la 840. Mesajul la finele zilei dacă închidem sub 950, este însă unul net, net uh, nefavorabil. Pe scurt despre USD nu e o direcție precisă, se poate observa. Datele din Canada vin la 4 și jumătate și apoi la fiecare un sfert de oră pentru două raportări avem date din Statele Unite, deci potențial de a, de a vedea variații de câteva zeci de pipi și pe USD CAD. La cum Arată piața. Mie mi se pare că nu mai, nu se mai așteaptă la uh, publicări puternice într-o anumită, într anumită direcție. E clar nehotărâre, dar bănuiesc că există o mică posibilitate de ajustare descendentă pe termen scurt uh, spre 38-65. Asta mi se pare că a piața. Deci mai degrabă o publicare uh, decentă spre bună în Canada. Suport mai jos 3850, rezistența 139,45 apoi o alta 25 de pip și mai sus. O să ne uităm la NZDUSD. Declinul a fost stopat pentru moment. Piețele sunt însă mai jos decât atunci când discutam la daily briefing, dar nu mult mai jos. Uh, dolarul american mai puternic este motivul principal. Pe termen scurt există o șansă de revenire. Uh, în momentul în care am merge peste 67-50, cred, uh, e greu de a delimita un nivel precis aici, uitați-vă la uh, grupările acestea de minime și maxime locale, peste 67.50, 50 ne uităm la 67-62, 67-70, 67, .62, 67, .70, 67 .80 ca rezistență. Dar mai degrabă piața merge puțin în sus, un 10 până la 20 de și vrea lunecă și apoi se trăiește dacă spage 67 35 sau nu. dacă va reuși să o facă, ne uităm la un 67 18. Cred că răspunsul la întrebare nu este încă ușor de de oferit, bănuiala la mai este că totuși nu va reuși. Au de USD, se ține la la mustață, cu mare greutate, în fața unui potențial descendent care ar merge, cred eu, spre un 71-60 cel puțin, tendința actuală de stabilizare este insuficientă. Pe H1, ceea ce se vede, nu e suficient de clar. Avem nevoie de o depășire a lui 71.91 ca să avem o revenire mai puternică. Peste 71.91 poate am putea vorbi de un 25 de pip și de apreciere, deci undeva către 72.07. Dacă însă încetul cu încetul alunecăm chiar așa cu câțiva pips pe la fiecare 15 minute, sub 79 80, și apoi încă, încă în vreo jumătate de oră suntem sub 71 70, deja cred că piețele ne semnalizează că doresc să testeze 71.60 sau 71.45. Dacă n-am fi avut această redresare a dolarului american, cred că piața piața ar fi fost pregătită foarte ușor pentru o corecție. Așa lucrurile se complică. Încă bănuiesc totuși că după o alunecare temporară piețele vor reveni ulterior. Iată indicele german acum la 325 de puncte, deci a urmat direcția așteptată. Ce ar mai fi de discutat acum este leul. euro -Rom pe un grafic daily arată ezitant, aproape un doji, însă ceea ce se petrece aici este este o piață care nu are o direcție clară. A încercat să coboare sub 4.52, vedeți că nu e dornic, că nu e confortabilă cu părăsirea acestui nivel. Și lucrul acesta nu miroase bine pentru leu, din punctul meu de vedere. Văzând ce s-a întâmplat de dimineață, nu vorbim de o capacitate de prognoză extraordinară, ci doar după ce am văzut ce s-a întâmplat de dimineață, m-am gândit că putem să fim mai multă vreme sub 4.51 deci să fim în sesiunea normală a pieței de la București, nu doar cu spreadul acela mai larg. Însă, iată că nu s-a reușit și dinamica este mai degrabă una de consolidare. Trebuie să-i lăsăm puțin timp, dar leul ar trebui să coboare rapid spre 4,50 ca să îndepărteze un pericol de depreciere notabilă în săptămânile următoare. Vorbim de 4,51-16 ca prin suport, 4,50-41, 4,50. Următoarele, 4,52, hai să spunem 4,53 rotunjit și 4,53,50 nivel de rezistență. Mulțumesc pentru atenție, să aveți o seară plăcută în continuare și să ne auzim cu bine. Am prezentat din nou opiniile noastre în legătură cu piața, nu recomandări de tranzacționare. Toate cele bune pe curând, la revedere!